Mitropolitul Vladimir Camirian Nicolae Cantarean s-a născut la 18 august 1952 în satul Colencăuț, raionul Cotin, regiunea Cernăuți din Ucraina. În 1969 a absolvit școala medie din satul natal și a fost admis la școala tehnico-profesională pe care a absolvit-o în 1970. Între anii 1970-1973 și-a satisfăcut serviciul militar în termen la flota Mării Negre. După trecerea în rezervă, a îndeplinit funcția de ipodiacon pe lângă Catedrala Dormirii Maicii Domnului din orașul Smolensk, fiind în același timp secretar funcționar în Cancelarea Direcției Eparhiale Smolensk. La 22 mai 1976 a fost hirotonit în treapta de preot și numit paroh adjunct la Catedrala Dormirii Maicii Domnului din orașul Smolensk. În 1981 s-a transferat la eparhia din Cernăuți și numit cleric la Catedrala Sfântul Nicolae. Ulterior devine și secretar eparhial. În 1983 este ridicat la rangul de protoiereu. La 29 noiembrie 1987 a fost călugărit cu numele Vladimir. În 1988 a fost ridicat în treapta de egumen. Tot în același an, cu prilejul Sfintelor Paște, a fost decorat cu crucea cu pietre scumpe și ridicat în treapta de arhimandrit. În 1981 a absolvit seminarul teologic din Moscova, iar în 1989 Academia Teologică. Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 7 iulie 1989, arhimandritul Vladimir a fost ales episcop al Chișinăului și Moldovei. În 90 a fost ridicat la rangul de arhiepiscop și membru al Comisiei Biblice Sinodale. La 21 decembrie 1992, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Alexei al II-lea, ridică la rangul de mitropolit cu titlul al Chișinăului și al întregii Moldovei. În 2000 a fost ales în calitate de membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Pe parcursul anilor este decorat cu mai multe distincții bisericești și statale. Cum a fost Nicolae Cantarean copilul? Cât de năzbâtios? Am petrecut copilăria într-o familie de creștini ortodoxi. Eu am vedere familia nu numai tata și mama, ci și bunei și rudele mele sunt de credință ortodoxă. Deci de mic copil am fost educat în credința noastră ortodoxă. Eu am fost un singur copil la părinți și în practic am crescut așa în strictețe, spunem. În strictețe, ca copil, clar că aveam posibilitate să mă joc cu semenii mei, să fim, dar cumva de mic copil am îndrăgit ordinea, curățenia. A fost o familie obișnuită, cu frică de Dumnezeu. Nu putem să spunem că au fost oameni bogați, au fost oameni de rând. Și tăticul a muncit la pădure și mamica a muncit în cancelarea ocolului Silvic până a se îmbolnăvi, pe urmă a rămas ca să fie gospodin acasă. În familie era, deja repetă câte oară, că era în primul rând dragoste față de Dumnezeu. Într-a doilea rând, și eu ca mic copil eram educat de părinți ca să fiu cinstit, să nu mă cert cu copiii, mai ales să nu mă bat cu copiii, dar eu practic n-am avut așa cazuri în viață și iată așa am fost educat. Dar cine era mai sever, mama sau tata? Mai sever, Dumnezeu să ierte, a fost mama. Tata, chiar pe parcursul vieții, nu m-a atins niciodată cu degetul. Mămica mai își permitea ceva așa. Anul 52, deja am început să frecventez biserica împreună cu părinții, împreună cu bunei. Apropo, Dumnezeu să ierte, mama mea cânta în strană și în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare era prezentă la slujbă. De asemenea, și rudenile mele, nicătând funcția care o ocupau ei în societate, ca atare majoritatea dintre ei au ocupat oarecare funcții în ocolul silvic și tăticul meu și bunelul meu au muncit la pădure. Au fost și ca lucrători de rând, au fost și pădurari. Bunelul a ajuns ca să fie și șeful ocolului silvic. Și nicătând că erau funcționari, spunem, de stat, frecventau biserica, se rugau în timpurile cele grele. Și împreună cu dânșii eram și eu prezent la slujbele bisericești, numai că nu oficial. Dumnezeu să-l ierte, a fost un protoiereu Ioan Stavcianski, care când veneam cu mama dimineața la slujbă,
foarte de dimineață, dar noi ieșim departe de biserică, locuiam. Slujba trebuie la orele 8, în timpurile vestitului, în ghilimele, Hrușciov. Trebuie să fie terminată slujba la orele 8 dimineața, deci vă închipuiți că trebuie la orele 4 dimineața, la 5 să fie la slujbă și stătem în Pânămărie, în Pânămarcă. Acolo privem pe ușă, de lângă sobă, slujba și când era clar că posturile, eram de mic nu mărturisit, dar când am crescut cât de cât mai mareșor, eram mărturisit și împărtășit de preot acolo în Pânămărie. Care sunt momentele care vi s-au întipărit ca copil? Momente clar că sunt multe. În primul rând s-au întipărit când împreună cu bunelul am plecat din sat la oraș, la Cernăuți, la catedrala episcopală cu hramul în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae din orașul Cernăuți și am asistat acolo, m-am rugat la prima slujbă arhierească. Am văzut prima dată arhiereul, când avem numai 5 anișori. Pe urmă, iarăși cu mămica și cu bunelul, am vizitat mănăstirea Adormirii Maicii Domnului din Pocaiev. Iată, aceasta s-a întipărit. Și multe altele sunt, dar acele demonstră mai lumești. Dragostea față de biserică, dar și de Dumnezeu, i-a fost cultivată de mic copil, atât de părinți cât și de bunei. Având o vârstă destul de fragedă, Nicolae Cantarean a înțeles că menirea lui pe acest pământ este de a sluji bisericii ortodoxe. Din familia care se trage, avea să devină un deschizător de drumuri, sau mai bine zis, primul slujitor al altarului. Când a înțeles Nicolae Cantarean că trebuie să vină în biserică, Dumnezeu îl cheamă? Începând cu anii copilăriei, mămica mult a dorit ca să devin călugăr. După ce am vizitat de câteva ori mănăstirea de la Pocaiev, și dânsa foarte mult a îndrăgit călugării de acolo. În primul rând și forma, în al doilea rând și ascultarea, și smerenia. Și dânsa foarte mult a dorit ca să fiu și eu călugăr. Clar că copiii au dorit multe altele, am dorit și eu să devin într-un timp și militar, în al doilea rând am dorit să fiu și eu ca tăticul la pădure, să fiu pădurar. Dar iată, totuși, bunul Dumnezeu a dat ca să ajung pe calea cea care, cred că, mult timp s-a rugat mămica mea. După absolvirea școlii medie din satul natal, am învățat 8 ani în școală moldovenească și a 9-a și a 10-a clasă în școală ucraineană. De ce? Cunosc cum era pe atunci limba moldovenească și limba ucraineană. Și într-o bună zi am plecat la Cernăuți, la Catedrala Episcopală, împreună cu părinții. În anul, chiar a fost anul 70, când în 69 am absolvit școala, prima școală profesională tehnică, și am plecat la episcopul, care era atunci în Cernăuț, Dumnezeu să-l ierte, episcopul Teodosie Proțiuc, care mai apoi a devenit episcop de Smolensk. Și l-am rugat ca să mă primească ca ipodiacon. Dânsul m-a întrebat, ai armata, ai făcut-o cum puneau pe atunci? Zice, i-am spus că nu, la armată încă în serviciu militar n-am avut. Zice, să nu ai probleme în armată, pleci, slujești, când revii din armată, atunci eu te primesc și mai departe vedem ce facem. Și când eram în armată, pe el l-au transferat din Cernăuț în orașul Smolensk. Adică în 73, când am revenit acasă, el era, nu era în Cernăuți. Și m-am gândit să merg pe această cale, am plecat la Smolensk. Am plecat, am discutat cu el și el zice, da, ești mulțumit de armată, ai rămas cu aceleși gânduri, cu aceeași convingere a părinților că ar fi bine să fii să mergi pe treapta aceasta. Zic, da. Bine, vine, zice, ai ceva o profesie mai... Zic, eu numai până armată am reușit să învăț încă și de șofer. O, zice, foarte bine, și îmi trebuie chiar șofer acum. Și am venit acasă, când pașaport nu am avut, în foarte scurt timp am făcut, atunci era foarte liber de făcut pașaport, am făcut în timp de o săptămână pașaport, am plecat și iată m-am încadrat deja în viața bisericească.
Domnul preasfințit, probabil unii dintre telespectatori nu cunosc că serviciul militar obligatoriu în termen în armata sovietică l-ați făcut la flota Mării Negre. Este o filă, una din cele mai interesante a vieții. Este o filă frumoasă. Eu am vorbit de ce, că am iubit ordinea, curățenia și iată aici a fost o prelungire a binecuvântării părintești la flota maritimă. Și slujând acolo, clar că am făcut cunoștință cu mulți tineri din toată fosta Uniune Sovietică, de la Vladivostok până la Kaliningrad și de la Polul Nord până în Crimea, unde am și slujit în armată, în orașul Sevastopol. A fost o școală, o școală foarte bună. Și mie mi-a plăcut să slujesc armată, că a fost ordine. Clar a fost poate cât de cât mai greu, dar în greu fiecare acest greu l-a petrecut. Și de ce eu am rămas foarte mulțumit și satisfăcător că am făcut serviciu militar în termen și mai ales la Marea Neagră, ca marinar. Fiindcă dumneavoastră mi-ați dat încă întrebarea de ce așa s-a întâmplat. Când noi trecem, cum se numeau atunci, comisiile înainte de armată, au întrebat, zice, dar unei doriți slujește armată? Și eu, ca să fiu ceva mai, eu știu, poate mai mândru, mai presus, am spus că eu aș dori să fac serviciu militar la flota maritime. Și când ultima comisie a trecut, am spus, Военно-морской флот. Și iată, așa a fost cu slujba la Marea Neagră. Interesant un moment din viață, când în echipa noastră erau 21 de băieți, dintre care 17 noi eram comsomoliști. Și pe urmă, câțiva au intrat în comsomol, eu am rămas așa, dar de ce am rămas așa? Era la noi un capitan III ranga, el era evreu. Deci e interesant, la flotă. M-a invitat și îmi zice, Коля, а ты почему не комсомолец? Și eu i-am răspuns, că eu zic că ești din familie ortodoxă, eu sunt creștin ortodox. Și am spus, nu e правильно. Și mai mult, până și m-am demobilizat din armată, mai mult nu mi-a dat întrebare. Dar ați mai avut colegi concetățeni? Colegi concetățeni am avut chiar din Republica Moldova. Acum sunt concetățeni, atunci erau din Moldova. Da, sunt băieți care sunt în viață, la sudul Moldovei, în reunul Lova. Din ceea ce ne povestiți, este clar că ați îndrăgit foarte mult Marina. Până la urmă, dragostea față de Dumnezeu a fost mai mare, mai clar în acest context? Foarte reveniți? Bine că am slujit și la marină, și în biserică, și în armată, sunt aceiași slujitori. Unii sunt slujitorii Domnului, alții sunt slujitorii statului. Și acolo trebuie să fie ordine și aici ordine. Și iată aici, eu cred că ele merg paralel cumva. Și nicătând că deja eu sunt slujitor al bisericii noastre ortodoxe, în mine totuși există disciplina aceea din armată care a fost și până acum. Deci e și în cazul de față, fiind deja arhiereul bisericii ortodoxe din Moldova, eu iubesc ca și preotul să fie îmbrăcat, curat, reasa să fie călcată, barba să fie îngrijită. Iată, asta eu iubesc până în prezent. Și cred că asta e un lucru bun. Sfântul Paisia Ghioritul spunea că oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți din lume în viața aceasta și în cea viitoare, dar și în cea veșnică. Nicolae Cantarean a înțeles destul de bine acest deziderat și a căutat mereu să exploreze universul dat, care pentru mulți dintre noi rămâne a fi plin de enigme. Preasfințitului Teodosie Proțiuc și astăzi este recunoscător pentru susținerea, dar și pentru povețile pe care le-a primit cât a fost ipodiacon la Catedrala Episcopală. Pe
În interviul de astăzi ați pomenit de preasfințitul Teodosie, episcopul de Smolensk, și într-un alt interviu îmi spuneați că atunci când ați făcut ascultare din acei ipodiaconi de cândva, astăzi sunt câțiva episcopi. Este vorba de o trăire duhovnicească deosebită pe care ați avut-o acolo? A fost altuit acel grăunte de credință? Eu cred că da. În primul rând, eu când m-am demobilizat din armată, am nimerit în altă armată. Adică preasfințitul Teodosie, Dumnezeu să-l ierte, a fost foarte strict cu noi. Noi eram în Smolensk 9, când 10, când 11 pădeconi, dar nu erau locali de acolo, ci erau veniți. Veneau venitici, adică din Ucraina, din Moldova, din Belarus, din altele părți au fost. Și dânsul ne-a îmbibat așa o dragoste față de Dumnezeu, dar și o striptețe. Iată, aceasta a fost. Și mai mult decât atât, doar atunci seminarele erau închise multe, numai au rămas din Sankt Petersburg, Sergiu Posada, atunci Zagorsk și Odessa. Și în fiecare zi, după masă, noi eram adunați în biroul episcopului și el face lecții cu noi. Adică un fel de cursuri, seminare am trecut. Și toți am absolvit mai apoi și seminarul teologic și academia teologică, și mulți dintre noi au devenit arhierei. În primul rând, din cei 11 care eram într-un timp noi acolo, 9 au devenit călugări, 2 s-au căsătorit, 1 în scurt timp a divorțat și astăzi sunt în viață și slujesc în Smolensk. Ceilalți, eu am devenit episcop de Chișinău și Moldova, al doilea care era secretar eparhial acolo a devenit acum, este înalt preasfințitul Sergie, mitropolit de Ternopol. Diaconul care era la Smolensk, de asemenea, preasfințitul acum Tihon, episcop de Ivano-Frankovsk. Și sunt și alții care au plecat în altele regiuni și au devenit, toți sunt acum episcopi. De ce preot celibatar? Pentru că e o chestie relativ rar întâlnită. Cu adevărat. Eu am fost, practic, pare mi se că primul din sat care a mers pe această cale. În primul rând, ca slujitor al bisericii, primul am fost în sat, a doilea am fost că am îndrăgit celibatarul. Celibatar. Și clar că mi era frică să primesc călugăria. Doar când m-am hirotonisit în treapta de diacon, aveam 21 de ani. Preot am devenit la 23 de ani. Și de ce mi era frică să primesc călugăria și am încercat așa încet cu încet să mă întăresc. Să trec această practică. Și practica am fost celibatar 13 ani. Mai țineți minte prima Sfântă Liturghie săvârșită în calitate de preot? Ați avut emoții? Sigur. Nicând de la ce e, că eu am fost ipodiacon în Catedrala Episcopală. Am devenit și diacon. 2 ani am fost și diacon. Și când am fost hirotonit în treapta de preot, mi s-a părut că tot cunosc. Și când îmbraci haina preoțească, deja te simți că parcă tot ai uitat. De ce ea a fost cu timpul deja m-am deprins, adică nu m-am deprins cu ca să fiu liber, dar m-am deprins cu lucrurile bisericești, cu toate. Și cu timpul deja și am fost numit ca paroh adjunct la catedrală, fiind unul dintre cei mai tineri, 23 de ani, deja eram paroh adjunct la catedrală. Și mai departe, clar că am botezat foarte mulți copii în Smolensk. Dacă chiar și acum, când avem întrevederi cu Patriarhul, întotdeauna, cred că pentru mine a fost o mândrie. Acolo sunt două catedrale, catedrala Adormirii Maicii Domnului și a doua catedrală în cinstea botezului Domnului. Apoi, în catedrala cinstea botezului Domnului, acolo întotdeauna botezam copiii. Păi cât copii am botezat eu în Smolensk, cred că cam rar care din preoți mai a botezat atât.
Era timpurile Uniunii Sovietice și clar că atunci în Rusia veneau să se boteze. Într-o zi numai, duminica, eu botezam până la 120 de copii. Sâmbăta, încă vreo 30. Adică pe săptămână unea până la 150 de copii. Și am calculat eu câți copii am botezat fiind în Smolensk ca preot, au ieșit undeva la vreo 9.000. Pe urmă la Cernăuță m-am botezat și până în prezent am peste 11.000 de copii botezați. Se zice că cel mai dificil pentru un preot rămâne a fi totuși mărturisirea. Vă aduceți aminte de primele mărturisiri? Da. Este mai dificil la da dezlegare unui politician decât a unui om simplu? În primul rând, eu am fost preot între anii 74-89. Da. 74-89. În Smolensk am mărturisit. Am mărturisit și tineri, dar foarte puțini. Am mărturisit și mai bătrâni. Bătrânii, cei care își aminteau timpurile cele când bisericile au fost deschise, dar în regiunea Smolensk, unde am devenit eu preot, practic numai catedrala era, în timpul războiilor, a fost redeschisă și undeva, eu știu așa, în jur la vreo 80 km în jurul Smolenskului, altele biserici nu existau. Deci tineretul venea la biserică, la catedrală, să vadă, să ne vadă pe noi, pe diaconi, mai tineri, că iată... Era ceva exotic. Da, era, pentru tine și cu adevărat era ceva exotic. Ei veneau și zice, smătri, mălădoi pop. La mărturisire, dacă veneau, veneau cei care erau aproape de biserică, din tineret. De botezat, se botezau mulți. Dacă se cununie, poate pe an la catedrală era o cununie sau două. Dacă cineva din cei care frecventau biserica, se cununau. Și când, dacă era o cununie în biserică, probabil că jumătate de oraș s-a adunat să vadă cum se petrece cununia. Iată, acestea erau la catedrală. În timpurile cele, clar că nu erau politicieni care veneau la catedrală. Mai mult veneau artiștii. Artiștii care erau băștinași din Smolensk, cum era Elena Obrazcova. Pe urmă, Smolenskul este și patria al Yuri Gagarin, cosmonaut, primul cosmonaut. Deci adeseori veneau cosmonauți, scriitori, veneau să vadă catedrală, cu o catedrală foarte mare și frumoasă, și din familia conducătorul de stat al lui Brejnev, al lui Kosygin, miniștri, foarte mulți. Am făcut cunoștință și cu, Dumnezeu să ierte, Ludmila Gheorghina Zichina, care a vizitat biserica, s-a rugat în catedrală acolo, a fost primită de către episcop, chiar așa într-un cerc mai restrâns. Și foarte mulți, dar dânșii veneau sau să cânte în corul bisericesc, care erau cântăreți, sau pur și simplu să vizioneze. Cu mărturisirea nu prea era. După aceea, când am venit deja preot la Cernăuți, aici doar în Moldova, dar și în Ucraina, sovietici au venit după anii 40. De ce bisericile, deja în multe sate erau deschise, cei ce nu erau în Smolensk. Și aici, clar că la mărturisirea veneau tinerii și cu foarte multă evlavie. Adeseori ascultai mărturisirea și îți părea că parcă ești mai păcătos decât dânșii. Deci era bine și plăcut pentru mine un preot tânăr. La 29 noiembrie 1987 a fost călugărit cu numele Vladimir în cinstea Sfântului întocmai cu apostolii Cneaz Vladimir de către episcopul de Cernăuții Bucovina Antonie Moscalenco. Acum visul mamei de a-și vedea fiul călugăr s-a realizat. A calculat mult înainte de a depune voturile monahale, îi era teamă de acest pas, căci conștientiza importanța acestuia. Fiind secretar eparhial la Cernăuți, pe mine, adică la treapta aceasta de secretar, m-a adus pe atunci, deja fiind episcop de Cernăuți și Bucovina, Dumnezeu să-l ierte,
preasfințitul Varlam Iliușenco și dânsul m-a numit pe mine secretar eparhial. Mi-a spus, tu ești celibatar, n-ai ce faci acasă, eu te numesc secretar, dimineața, seara ești în catedrală la slujbă, dar toată ziulica ești aici. Și n-ai gânduri proaste. Și m-a pus pe mine. Încă un preot, și acum el e decanul facultății teologiei la Cernăuți, celibatar. L-a pus să fie contabil. Încă mai mult. Adică au făcut o eparhie din celibatari. Și atunci m-a numit ca secretar eparhial. Am stat 6 ani. Și la 6-lea an, episcopul Varlam Iliușenco a fost transferat în regiunea Volin. În locul lui a fost numit preasfințitul Antonie Moscalenco. Venit de la Kiev, numit în funcție de episcop al Cernăuților. Și dânsul mi-a spus, zice, tu ești celibatar, de ce trebuie să ești celibatar? Zice, nici, îl spunea în limba rusă, e ni râbă, e ni miasă. Și a spus că dați-vă sfătund în călugărie. Adică noi eram actualul episcop de Ivano-Frankovsk, părintele care este decan la Facultatea de Teologie din Cernăuți, acum și eu. Toți trei. Hai să vă tundem în călugărie. Hai. Și până în sfârșit a pus data de 12 aprilie, ziua cosmonauților, nu știu să ne înălțăm la cer. A pus. Și când s-a apropiat ziua aceasta, eu spus că da, noi nu dorim. Ai zis, dacă nu doriți dumneavoastră, și eu nu doresc. Și a trecut luna aprilie, se apropie luna noiembrie, și preasfințitul zice, tu nu te uita la dânși, tu ești secretar eparhial, dă-ți tu în călugăr. Dar clar că mama a dorit ca să devin călugăr. Mi-era frică, repet încă o dată, mi-era frică. Pe urmă, episcop m-a convins că zice, alt drum nu-l ai. E călugărie. Zic, bine, mai rău, mai târziu, mai devreme, devin călugăr. Și pe data de 29 noiembrie 1987, apropo, iată, 40 de ani se împlinesc, 30 de ani, stați, 40 de ani. 40 de ani am devenit călugăr. Aici iarăși o întâmplare, dar cred că este provenie lui Dumnezeu. Când m-am născut, mama a dorit să mă numească cu numele Vladimir. Bunelul fiind Nicolae, a insistat ca să fiu botezat ca Nicolae. Și mama a mers la întâmpinare bunelul, m-a botezat ca Nicolae, am devenit Nicolae. Și când a venit timpul ca să fiu tuns în călugărie, am dorit să îndeplinesc și dorința mamei. Ați știut ce nume veți face? N-am știut, adică episcop mi-a spus, alege 3 nume, care dorești tu. Clar că primul nume l-am pus Vladimir, a doilea fiind Nicolae l-am pus Nicon și Nicodim. Dar episcopul îmi spune, deci, dași îl pun a 4-a numere, Nectarie. Dar eu nu dorem Nectarie să fie. Și când a venit seara să fiu tuns în călugărie, a scris foițele, le-a pus pe Sfânta Masă, pe prestol, în biserică, zice, bate 3 matane. Am bătut 3 matane la prestol, trage. Am trat sorțul, îl zice, dă-mi coace. I-am dat, de la, cred că în glumă a spus, aia zice, ce n-ai dorit, așa și ai primit. Dar eu nu dorem Nectarie. Și n-am știut ce. Și pe urmă, când deja a venit momentul tunderii, mi-a spus că numele Vladimir. Am început să plâng de bucurie. De bucurie că s-a îndeplinit deja și dorința mamei. Iată așa am devenit călugăr. Spuneați ceva mai devreme despre biserica pe care o asemănați cu armata. Sunt lucruri compatibile? Este vorba de aceeași rigiditate? Slujire Domnului, slujire țării, ordine, respectarea legii, eu cred că ele merg paralel. Vă aduceți aminte cum și în ce condiții ați primit propunerea de a fi ridicat la rangul de ierarh? Fiind deja secretar eparhial, am lăsat o barbă lungă, păr mare
Și nu am fost în concediu, adică n-am fost vreo 2 ani în concediere, fiind tuns ca călugăr în 87, 88 am petrecut, atunci era mileniu, mileniu 1000 de ani de la încreștinarea Rusiei, care s-a petrecut și la Kiev, și în Moscova, și în toate eparhiile, și a venit anul 89. Și am dorit atunci, aveam prieteni la Cernăuți deja, niște tineri care au spus că da, să plecăm undeva peste hotare. Atunci era, spunem așa, la modă să pleci undeva peste hotare. Și vin la episcop și îi spun: Vladica, n-am fost 3 ani în concediu, permite să-mi să plec în concediu. Și bine, bine. Depune cerere, am depus cerere, zic, mă duc să mai îmi frizez barba. Dar avem barbă mare. Am mers, m-am așezat acolo în creslă și în scaun și m-au frizat. Când m-am uitat eu în oglindă, m-am speriat. Am spus că nu mă duc nici în concediu, mă duc undeva, mă ascund în pădure sau ceva. Și m-am dus la episcop să iau binecuvântare deja la drum. Când s-a uitat la mine, mi-au spus niște cuvinte frumoase, dar bisericește. Bisericește niște cuvinte, bărbă scurtă, scurtă era, părul era scurt, ce să fac eu, unde să mă duc? Și cu băieții ne-am așezat în autocar și am plecat în Polonia și Cehoslovacia pe atunci. Fiind acolo, am plecat undeva noi pe 1 iulie și am revenit undeva pe 10 înapoi. Fiind în Polonia, în Cehoslovacia, ne-am întors înapoi în Polonia, nu am știut despre aceea că eu deja sunt ales episcop de Chișinău și Moldova pe atunci cu așa titlu. Am plecat la eparhie ca să mă binecuvinteze Vladica că am revenit înapoi în Cernăuți, ca pe 12 de sărbătoarea Sfinții Apostoli Petru Paul slujim și să continuăm mai departe concediu. Am venit la el, zice, dar eu ce ți-am spus? Ce te-ai frizat? Zic, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Zice, tu ești ales episcop de Chișinău și Moldova. Și atunci zic, Vladica, dacă e posibil, sunați la Moscova să amâni ei pe o lună, două, mai târziu. Și Vladica iarăși m-a lăudat, cum a știut el, zice, pregătește și pleci ca să scoși veșminte, tot cele. Zic, băi, Vladica, cum e cu bărbuța asta? Zice, lasă-te vadă și deștept ești. Și am plecat atunci, am luat unui pădeacon cu mine de la Cernăuți, adică un prieten, am plecat, am pregătit și pe data de 21 iulie a avut loc în Catedrala Patriarhală hirotonia mea în treapta de episcop. În alt preasfințitul Vladimir a venit la Chișinău în toiul evenimentelor din 1989. În virtutea tuturor circumstanțelor, reușește să întreprindă acțiuni concrete în vederea redeschiderii bisericilor, mănăstirilor, dar și a școlilor teologice. Astăzi, peste un sfert de secol, se bucură nespus de mult că obiectivele propuse au fost realizate în totalitate. În apresimțitul Vladimir vine într-o perioadă deloc ușoară și pe valul acestor renașteri naționale și a libertății de credință, totuși îl vedem ca pe un bun strateg și un bun diplomat al vremii, încât știe cum să redeschidă și cum să pună persoane cheie în toate așezămintele și bisericile care se deschideau câteva zeci în fiecare săptămână. Și atunci a fost o provocare pentru înapra Sfinția sa, încât să știe să selecteze cadrele cuvenite. Și era foarte dificil în acei ani 90, pentru că școli nu erau. A fost înființată școala de la Căpriana, care instruia și pregătea duhovnicește, măcar un an de zile, doi, slujitorii, ca să poată duce crucea aceasta preoțească. Cum ați găsit Chișinău anului 1989? Am venit în anul 1989. Am fost întâmpinat la gara feroviară de către preoți. Am venit la catedrala pe atunci care era actuala mănăstire Ciuflea. Am făcut primul tedeum și am vorbit atunci, adică adresarea mea care a fost către creștini,
cum era pe atunci, în limba moldovenească. Și tu-mi spus, aici este a nostru. Așa am fost întâmpinat. Aceste meleaguri au dat naștere a mai multor ierarhici și duc ascultarea în diferite regiuni ale lumii. În ce relații sunteți cu ei? Din câte cunosc, unul v-a fost și secretar. Cu toți la mine sunt relațiile bune. Și cu cei care s-au născut în Republica Moldova, și cei care au studiat în Republica Moldova. Și clar că am fost cândva cunoscut și am rămas cunoscut. Unul dintre primii care mai apoi a devenit episcop a fost înalt preasfințitul Vladimir, care actualmente este mitropolitul de Omsk. Dânsul a lucrat mulți ani la rând la Departamentul Relații Externe a Patriarhiei Rusiei, a slujit în Karlovara, a slujit în altele părți în timpurile cele, am făcut cunoștință cu el, dar și ceilalți care sunt actualmente episcop, arhiepiscop sau mitropoliți, unii au fost înaintați chiar de mine, așa cum ar fi mitropolitul de Tashkent, acum înalt preasfințitul Vikentie, dânsul a fost episcop vicar de Bender. Pe urmă avem și unul, în scurt timp a fost preasfințitul Ireneu, episcop de Orsk, adâns a fost și secretar eparhial, fiind în mănăstirea Noul Neamț, dar și unul care a fost și stareț și duhovnic la Mănăstirea Frumoasă este preasfințitul Ambrosie, tot a fost de mine înaintat, și ceilalți care sunt deja și în Republica Moldova. Așa că nu numai eu am devenit episcop, ci am ajutat și dânșii să devină slujitori responsabili a Bisericii noastre ortodoxe. De 17 ani sunteți membru permanent a Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Ruse. Acest lucru a dat cursul unei noi vieți bisericești în Republica Moldova? Eu cred că da. În primul rând, fiind secretar eparhial, eu întotdeauna am iubit ca în documente, în hârtiile bisericești să fie ordine. Adică dacă a venit un creștin, a depus o cerere, în scurt timp să el să primească răspuns. Vizita preafericitului Patriarh Kiril la Chișinău în 2013 a devenit una istorică. Înaltul oaspete a participat la serbarea celor 200 de ani de la înființarea eparhiei Chișinăului. În cadrul acesteia, Patriarhul a vizitat și Mănăstirea Căpriana. Totodată, Patriarhul Kiril spunea atunci că principalul scop al vizitei sale în Republica Moldova este de a se ruga împreună cu cetățeni pentru binele țării noastre. Пусть Господь даёт силы всем вам, мои дорогие. Я еще раз хочу сказать, радуюсь молиться сегодня вместе с вами, видеть вас всех. Как замечательно, что здесь присутствуют и политики, принадлежащие к разным партиям, к разным политическим взглядам, потому что все то, что сегодня нас соединяет, и есть основа бытия народа Молдовы. Мы вспоминаем 200-летие основание Кишиневской епархии, которая преобразована ныне в Кишиневско-Молдавскую митрополию. Мы вспоминаем 200 лет Молдавской православной церкви. И, конечно, вспоминаем имя выдающегося основоположника этой церкви, преосвященного Гавриила Бунелеско-Бадоне, который действительно основал епархию, подвигом своей жизни запечатлел верность Господу и своей церкви. И мы все сегодня здесь его наследники. Мы все здесь собраны именно потому, что он 200 лет тому назад совершил великое дело, основал православную церковь в Молдове. Все это мы воспринимаем как великий Божий дар. И дар этот простирается на все страны, на которых простирается пасторская ответственность Русской Православной Церкви. И Молдова – это та часть церкви, в которой перемены последних 25 лет особенно разительны. Мы должны возблагодарить Господа. Yeah.
duminică, da, pe data de 23 iulie, anul 2017, am hirotonit deja 1329-lea preot. Și dacă în anul 89, când am venit eu la funcție de episcop, erau și puțin preoți, dar în fiecare, practic, săptămână, câte 5 până 10 biserici se redeschideau. Mai apoi am deschis deja seminar teologic în Moldova, am redeschis și facultate de teologie, care mai apoi a devenit Academie de Teologie, am deschis altele școli, dirigenți de cor, și în total a devenit în Republica Moldova 8 școli duhovnicești. Pe urmă, chiar în primul interviu care l-am dat în anul 1990 sau 89, îmi pare că toamnă târzie, a fost dorința de a avea preoți cu studii, de a avea dascăli, conducători de cor cu studii. Și atunci am fost nevoit să tipărim cărți. Cărți teologice, cărți pentru preoți, liturghier, Mica Biblie, prima carte care a fost tipărită la noi aici, chiar în Moldova. Și am, multe cărți am adus noi atunci din România. Mai apoi am editat cărți, chiar și psaltire, în limba bulgară, în limba slavonă veche, în limba rusă, și în limba ucraineană a fost editat cărți. Și încet cu încet am început să ridicăm nivelul preoților. Că la momentul acela deja au bisericile s-au redeschis, se construiau biserici, s-au redeschis mănăstirile, nu aveam slujitori. Dar slujitorii erau deja nu acei care trebuia să fie prin anii 50-60, ci slujitorul trebuia să fie tânăr, care poate să vorbească același limbaj cu tânărul care vine la biserică. Și pas cu pas, pas cu pas, am reușit că până în prezent avem preoți cu studii superioare, avem preoți care au susținut și masteratul, avem și doctoranți, avem deja preoți pe care și dumneavoastră cred că îi cunoașteți, cu care deja poți discuta la nivelul cel mai înalt. În primul rând, dacă înalt, pe sensul de scarietă în instituției noastre, avem o școlă foarte bună, în primul rând. Noi suntem cei ascultători față de el, iar lui este cel care, de exemplu, este cel care supraveghează tot învățământul care este în cadrul colegiului meu teologic. Avem niște relații foarte bune, în primul rând, că este un om deosebit, un om al cărții, om al culturii înalte, este un om al trăirii duhovnicești. Am format pe lângă mitropolie, sectoare, în fruntea cărora am pus preoți, care sunt responsabili de activitatea fie în penitenciar, fie în MAI, fie în Ministerul Apărării. Pot spun că deja reușim. Pe parcursul anului de zile, ei sunt o dată sau poate și două ori pe săptămână în aceste instituții. Mai mult decât atât, îndrăznim și avem concursuri, petrecem cu tinerii în școli, în biserici. Vara avem tabere de odihnă pentru copii. Avem și o echipă de fotbal care s-a întors în Moldova de la competițiile care au avut în orașul Sankt Petersburg. Adică ne încadrăm unde este posibil în toate structurile vieții pământești. Îl descoperim pe înalt preasfințitul Vladimir ca pe un om ca pâinea caldă. Așa mulți îl numesc și datorită faptului că are o atitudine de tată și pune suflet în tot ce îl înconjoară, inclusiv toți slujitorii și credincioșii, au adus această încredere și acest respect de care se bucură în rândul credincioșilor. Un ierarh, el trebuie să fie în primul rând cu credință adâncă. Da. Și aici cred că în
În biserică nu trebuie să fie diplomație. Trebuie să fie strictețe ceea care a lăsat-o Bunul Dumnezeu, adică respectarea legilor bisericești. Respectând legile bisericești, creștinul va respecta și legile statului. Respectând legile statului, nu vom avea neplăceri în societatea noastră, care cu părere de rău există și până acum. Deci ierarhul trebuie să fie, și nu numai ierarhul, și preotul să fie cu credință adâncă, cinstit în fața creștinului. De mai mulți concetățeni, înalt preasfințitul Vladimir a fost catalogat ca fiind un diplomat foarte bun. Chiar dacă pe parcursul acestui interval de timp s-au perindat mai multe puteri, biserica a rămas a fi lider la capitolul încredere în rândul populației. Colaborarea dintre stat și biserică, cel puțin pe marginea celor mai stringente probleme, reprezintă o necesitate iminentă. Din experiența mea și în calitatea mea de secretar al Mitropolitului, pe care o exercit deja de 16 ani de zile, l-am cunoscut pe înalt preasfințitul Mitropolit ca și stăpân din mai multe puncte de vedere. Iar toate aceste puncte de vedere, bineînțeles, sunt absolut pozitive. Este o persoană polivalentă, este o persoană cu o profundă credință, pe alocuri unii poate nu o percep ca una specific unui ascet sau unui călugăr cu devotament de slujire și cu exteriorizare clasică, ci este un rugător special, este un rugător în primul rând sincer. Fiecare rugăciune care o rostește sau o înalți către Bunul Dumnezeu o faci cu discernământ și o faci cu profunzime. O faci cu absolută seriozitate și la această seriozitate ne cheamă în primul rând pe noi. Atunci când vorbește de prietenie, zice prietenia este prietenie, iar slujba este slujbă. Niciodată nu ni s-a spus cuvântul nu. Totdeauna oricine îi bate la ușa sufletului și chiar a biroului primește răspunsul pozitiv că te binecuvântăm, te încurajăm, te sprijinim în toate pornirile pe care o ai în calitate de dascăl, de diacon, de parohă unei biserici sau de nevoitor în acest petic de pământ. Important este să faci la cel mai înalt nivel și asta ne-o spune și ne apostrofează de fiecare dată că tot ceea ce facem, să facem ca pentru Dumnezeu, căruia se cuvine doar ceea ce este mai bun. Mitropolitul are duhovnic? Mitropolitul, totdeauna, fiecare creștin trebuie să aibă duhovnicul său. Duhovnicul, întotdeauna îi spun, dar dumneavoastră și patriarhul este duhovnicul dumneavoastră? Nu. Este pur și simplu un preot, la care mitropolitul sau orice călugăr se mărturisește. De ce? Că fie chiar și mitropolit, el tot face păcate. Dar dacă face păcate, el trebuie cuiva să se mărturisească. Și el se mărturisește. Noi, practic, niciodată nu afișăm cine este duhovnicul nostru. Întotdeauna și taina mărturisirii se ține în taină. Și duhovnicul întotdeauna se ține în taină. Cât de des simțiți nevoia de a vă deschide sufletul? Timpurile sunt grele. Și este bine și normal ca orice creștin să aibă un duhovnic bătrân, care deja a trecut greutățile vieții, care are un suflet bogat, care poate să-ți dea răspuns. Nicătând că ești metropolit, arhiepiscop sau episcop, întotdeauna trebuie cu cineva să te sfătui. Și când simți această necesitate, atunci te mărturisești. Atunci, nu numai decât, nu este obligatoriu să te mărturisești, este poate obligatorie sau necesitatea ca să te sfătui cu dânsul, cum să procedezi mai departe. Aici vreau să ajung, îi solicitat și punctul de vedere raportat la unele acțiuni în calitate de conducător a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Atunci când nu cunoașteți sau sunteți într-un impas, îi cereți părerea? De fiecare dată noi cerem părerea. Clar că duhovnicul trebuie să fie, să cunoască viața ierarhului. Fiindcă ierarhul este
nu numai conducător, el este și călugăr. Și aici, cândva a ieșit cu așa o inițiativă, patriarhul chiar Kiril, ca episcopul, arhiepiscopul sau metropolitul să nu fie călugăr, dar să fie numai resofor. Fiindcă călugăria cere strictețe. Arhiereul nu poate să respecte aceste strictețe. El trebuie să fie împreună cu toată lumea. Și când să fie și vesel, când să fie și trist, când să vorbească cea, poate și o glumă oarecare, ceea ce călugărul nu se permite. De ce, iată, în așa cazuri sau cere sfatului, sau el trebuie să cunoască viața unui ierarh? El, în general, este calificat ca un metropolit bun. Probabil, când se vor scurge anii, peste mai mulți ani, și doresc în alt preasfințitului prin această prismă să aibă o viață îndelungată și toată plină de sănătate, pentru ca să-și poată exercita în continuare toate abilitățile și scopurile propuse, el va fi calificat probabil de urmaș ca un metropolit bun. Deoarece a reușit să ofere această bunătate, să ofere această iertare pe care au cerut-o fiecare dintre cei care au pășit pragul acestei instituții. Asemenea, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, cunoștința și cunoștințele duc spre perzanie, iar dragostea duce spre zidire. Probabil, metropolitul nostru a fost unul care a oferit dragoste și a fost răsplătit cu dragoste. În definitiv, aș spune că el a păstrat turma nerisipită, după cum am spus anterior, în pofida tuturor încercărilor de a zdruncina societatea confesională prin faptul că au fost infiltrate confesiuni, a fost făcută o lege imperfectă a cultelor care a permis apariția acestor pe această piață confesională a multor confesiuni, atât ortodoxe sau pseudo-ortodoxe, mai bine zis, și în alt presenția s-a păstrat turma nerisipită, intactă, numărul parohiilor a fost în permanent creștere, numărul preoților, nu s-a urmărit niciun exod după înregistrarea celorlalte metropolii, toate acestea sunt datorate lui. Metropolitul Vladimir are dușmani? Ca om trăind pe acest pământ, eu cred că poate și sunt. Cum îi tratați? Dar eu nu îi tratez pe dânși și eu mă rog pentru dânși. 28 de ani sunteți la Chișinău în scaunul metropolitan. Intenționați ca în viitorul apropiat să ne bucurați cu o carte de memorii? Sunt sigur că aveți multe a spune și a scrie. Eu, adică și subalternii mei, fie părintele secretar, fie episcopul pe care întotdeauna mă îndeamnă, vădică, poate mai scrieți o carte, poate să o zic, eu am trăit o viață obișnuită. Dar să scriu o carte, să primești că ar trebui să mă laud, că iată cât de bun sunt eu, ce am făcut eu. Eu cred că poate am dreptate, dar poate și nu am dreptate. Dar n-am dreptate, vă spun de ce. Că, iată, actualmente aș dori să am o carte a unui episcop, fie a unui metropolit care a fost aici la cârma bisericii, și nu am așa carte. Adică măcar aș ști ce a făcut, ce s-a ocupat. Deci eu cred că este un lucru bun pentru viitor că a descris câte ceva. Adică nu a descris despre mine personal, dar a descris despre viața Bisericii Ortodoxe de Moldova. Ce se ține de partea administrativă, este un manager absolut perfect. În primul rând, longitudinea șederii în al preasfinției sale în calitate de mitropolit și întâi stătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, ca și longitudine de timp, este una care vorbește de la sine. Fapt că a reușit să amortizeze, a reușit să stăpânească și să chivernisească această instituție divină umană care este Biserica Ortodoxă din Moldova, de altfel coloana vertebrală a națiunii noastre, pe parcursul acestor 28 de ani de zile, vorbesc și iarăși repet aceeași expresie, vorbește de la sine. Faptul că el a întâlnit, cinstit și petrecut toți conducătorii care au fost până în prezent în perioada statului contemporan Republica Moldova. Deviza dumneavoastră în viață, care este? Clar că de la bun început eu am dorit ca țara aceasta să fie țară ortodoxă, cu preoți, cu creștini ortodoxi, cu conducători buni,
cu conducători susținători. Eu aici poate pus într-un cuvânt oarecare, dar eu desfășor aceasta. Iată, aș dori aceasta să fie, ca pământul acesta, oamenii ce se năcăjit din țara noastră, să aibă o viață mai bună. Asta nu înseamnă că dacă el o să aibă o viață mai bună, el o să fie un bun creștin. El o să fie un bun creștin, dar cu demnitate să o ducă viață pământ. Săpau cu ușor.